Am ajuns în capitolul 2 și vreau să citesc primele 10 versete ale capitolului 2. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Iisus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăție a harului său, în bunătatea lui față de noi în Hristos Iisus. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele. Amin. Mai spuneam eu bisericii când era plină, că mi se pare că în duminica cinei, când sala e cea mai plină dintre toate duminicele, e cel mai greu să predici. E greu să vorbești din cuvântul lui Dumnezeu când sunt mulți oameni. Îmi dau seama că e greu și cu biserica goală. Și mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să lase prezența și puterea Lui peste noi. Realizez că acasă ascultătorul poate să fie mult mai aspru cu predicatorul și poate pur și simplu să se ridice și să plece atunci când apare plictiseală sau știu eu de lucruri de felul acesta. Dar știu că Duhul lui Dumnezeu poate să ia cuvintele acestea ale Scripturii și să le facă vii în inimile noastre, în așa fel încât să fim câștigați că ne apropiem de vorbirea, de cuvântul lui Dumnezeu. Vă amintesc că Apostolul Pavel a deschis epistola lui Pavel către Efeseni vorbind despre binecuvântări. Iată că binecuvântările materiale și trăim vremuri în care începem să ne îngrijorăm și să ne întrebăm ce va fi cu ele și cum, până și cele sociale, iată, suntem privați de multe dintre ele, pot să treacă, să fie puse în pericol, însă Apostolul Pavel vorbește aici despre binecuvântările duhovnicești în primul capitol și a mulțumit și l-a binecuvântat pe Dumnezeu pentru aceste binecuvântări, vorbind despre răscumpărare, despre înviere, despre moștenirea pe care Dumnezeu ne-o dă și ne-o promite. După ce a vorbit despre aceste binecuvântări, în capitolul 1, Apostolul Pavel s-a rugat ca cititorii lui, ca cei ce vor citi aceste lucruri, să înțeleagă, să priceapă lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu în viața lor. Ca atare, capitolul 1 s-a încheiat cu această rugăciune, ca ei să aibă mintea deschisă și lumină, să priceapă frumusețea binecuvântărilor lui Dumnezeu. Capitolul 2 continuă în aceeași notă și Apostolul Pavel vorbește despre ce a lucrat Dumnezeu în viețile noastre și care a fost lucrarea și măreția lucrării lui Dumnezeu, tot în vederea binecuvântării pe care Dumnezeu ne-a arătat-o și îndurării pe care ne-a arătat-o. Sigur că aceste 10 versete sunt oarecum povestea vieții fiecăruia dintre noi sau fiecărui credincios. Pe de o parte sunt foarte personale, se potrivesc fiecăruia dintre noi, de asemenea sunt și generale pentru că se potrivesc tuturor. Apostolul Pavel zice, voi erați morți în greșelile voastre, apoi în versetul 3, între ei eram și noi, și versetul 3 se încheie și zice, ca și ceilalți.
Deci și voi, și noi, și ei, și ceilalți avem parte de aceeași experiență, de am trăit aceleași lucruri pe care le descriu aceste versete, sigur în contextul epistolei noi și voi înseamnă evrei și neamurile, dar indiferent de starea socială, indiferent de, știu eu, naționalitate sau de statutul nostru, am trăit noi cei ce ne-am încrezut în Dumnezeu experiența aceasta, pe de o parte, a morții pe care o prezintă aici Apostolul Pavel în păcat și greșeală și pe de altă parte experiența învierii, a lucrării lui Dumnezeu pe care a făcut-o în viețile noastre. Despre aceste două lucruri vorbește cuvântul acesta și despre ele vreau să vorbim noi, și anume Pavel alocă primele trei versete să vorbească despre moarte, despre starea în păcat a omului, ca apoi să vorbească în următoarele 7 versete, deci de la versetul 4 în jos, să vorbească despre viață, despre cum a lucrat Dumnezeu, despre cum ne-a scos de acolo. Și așa vreau să împărțim și discuția noastră, în primul rând să vorbim despre moartea aceasta urâtă, de nedorit, din care vrem să ieșim și ferească Dumnezeu ca vreunul care aude sau ascultă să mai fie în situația respectivă și apoi să ne amintim și să ne bucurăm de viața pe care Dumnezeu ne-a dat-o și de lucrarea pe care a făcut-o. Așadar, și îmi propun să respectăm și proporțiile așa de 3-7, cumva să acordăm mai puțin timp discuției despre moarte și mai mult timp despre viață. Vreau să atrag acum atenția asupra felului în care Apostolul Pavel descrie starea aceasta de moarte. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară. Observați că scrie aici erați morți în care trăiați. Cu siguranță nu e o stare din punct de vedere fizic, moartea aceasta. E o stare duhovnicească, o moarte în păcat, așa cum scrie în greșelile și în păcatele voastre. E evident că starea aceasta de moarte este profund legată de păcat și de nelegiuire. Și un prim lucru important pe care Apostolul Pavel îl surprinde despre moarte, despre păcat în general, este adevărul acesta pe care trebuie să ne-l amintim ca să știm să ne ferim de păcat, și anume că păcatul omoară din punct de vedere duhovnicesc. Păcatul dăunează sufletelor noastre. Cântărețul și profetul inspirat de Duhul lui Dumnezeu, regele David, s-a rugat în unul din salmi și a zis: Doamne, ai milă de mine, vindecă-mi sufletul, căci am păcătuit împotriva Ta. Era absolut conștient David că păcatul îi îmbolnăvește sufletul, îi strică sufletul, îi strică apropierea și capacitatea lui de a se apropia de Dumnezeu. Așa a vorbit și Solomon despre păcat și vreau să citesc câteva cuvinte din Proverbe de la capitolul 5. Și Solomon spune următorul lucru în versetul 22. Cel rău este prins de însăși nelegiuirile lui. Este apucat de legăturile păcatului lui sau de funiile păcatului lui. El va muri din lipsă de înfrânare, se va potigni din prea multa lui nebunie. Ce rău este prins, este îmbolnăvit, este înfășurat de funiile păcatului lui, care în ultimă instanță, cum zice Cartea Evrei, înfășoară, păcălește, înfășoară și apoi împietrește. Și această împietrire nu e altceva decât moartea despre care Apostolul vorbește aici. De aceea, Zaharia, tatălui Ioan Botezătorul, spunea că a răsărit soarele despre Hristos peste cei ce zac în întunericul și umbra morții. Iată că această moarte duhovnicească este profund legată de păcat, pentru că păcatul omoară din punct de vedere spiritual, ne desparte de Dumnezeu, ne face, cum scrie aici, să fim fii ai neascultării, pentru că neascultarea, păcatul este neascultare, sau în versetul 3 zice, suntem copii ai mâniei, pentru că păcatul produce, stârnește mânia lui Dumnezeu. Așadar,
Iată o stare descrisă de Apostolul Pavel. Voi erați, spune în Coloseni, străini și vrăjmași cu Dumnezeu prin gândurile și faptele voastre rele. Morți din punct de vedere spiritual, străini și vrăjmași cu Dumnezeu, supărându-L pe Dumnezeu, fii ai neascultării, copii ai mâniei, așa descrie Apostolul starea aceasta. Vreau să mai atrag atenția asupra unui lucru, pentru că Efeseni este oarecum vestit sau cunoscut pentru expresia aceasta, zice, voi erați morți în greșelile și păcatele voastre în care trăiați. Acum, din punct de vedere gramatical, acesta este un oximoron, așa se numește. Ori ești mort, ori trăiești. Ești alb de negru ce ești. E cumva o contradicție în termeni, mort-viu sau viu-mort. E o expresie, dar dincolo de analiza aceasta gramaticală, ascunde totuși un adevăr. Și anume, păcatul omoară, iar cel în cauză nici măcar nu știe lucrul acesta. Voi trăiați în greșele și în păcatele voastre, dar de fapt erați morți. Pentru că asta este păcăleala, apropo de ceea ce zice Solomon, că în nelegiuirea sau în păcatul omului rău este o cursă, este o capcană. Voi erați morți și trăiați. Păcatul îți spune că tu poți să te bucuri de viață, să trăiești după poftele firii tale și în voile firii pământești, fă ce vrei, bucură-te din plin. E plăcerea de clipă, de o clipă pe care o promite păcatul, acea păcăleală a faptului că tu, de fapt, te bucuri de viață. Când, de fapt, trăiești o moarte în care te adâncești mai mult și mai mult. Oare nu și-a propus fiul risipitor, cerându-i tatălui său averea, tată, dă-mi averea că plec, ca să se bucure de viață, să facă ce vrea, să iasă din limitele și din restricțiile părintești, familiei, să plece. Și ce-a făcut? A murit. A murit în el însuși, a omorât ce a avut el mai de preț, a omorât valorile din viețile lui, pentru că păcatul înșală, păcatul te păcălește, te face să crezi că ești liber, când de fapt ești mort și trăiești o moarte în care te adâncești mai mult. Și acesta este doar un exemplu din Scriptura Efeseni 2. Dumneavoastră știți ce a spus Dumnezeu, ce a spus Hristos, îngerului bisericii din Sardes, practic păstorului bisericii. Îți merge numele că ești viu, că trăiești, dar ești mort. Un om care sluja biserica, un om care era oarecum cunoscut, notoriu pentru activitatea lui probabil, îți merge numele că trăiești, dar ești mort. La fel spunea Apostolul Pavel despre văduve și cum trebuie să fie ajutate și cum o văduvă adevărată spune, dacă cumva văduva nu-i ceea ce trebuie, adică se dă la plăceri, măcar că trăiește, este moartă. Adică, măcar că ea, dându-se la plăceri, are impresia că se bucură de viață, că depășește nenorocirea și statutul de a fi văduvă, iată că, spune Apostolul Pavel, este moartă, pentru că greșeala și păcatul omoară. Și apoi, mai am o singură observație despre starea aceasta, dincolo de faptul că această stare a păcatului sau păcatul aduce moartea. Dincolo de păcăleala aceasta și cursa care se află, că îți dă impresia că trăiești, că tu ești un om prosper, că tu ai potență financiară, din punct de vedere social ești respectat, ești ocupat, așa cum se spune aici, alergi într-o parte și în alta, îți trăiești viața din plin, te bucuri de tot ce oferă lumea aceasta, când colo, în lăuntrul tău, ești mort, din punct de vedere duhovnicesc. Dar dincolo de astea, vreau să subliniez totuși forța care lucrează în astfel de oameni și în astfel de stări. Zice, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Aici Apostolul Pavel vorbește de fapt nu despre moarte, ci despre un mod de viață.
un mod de a trăi în greșeală și în păcat. Chiar dacă, așa cu cuvinte mai dure, dar în Iov Scriptura spune această ființă urâcioasă și stricată care este omul, care bea nelegiuirea ca apa. Un mod de viață în păcat, în nelegiuire, exercită o forță asupra omului, forța obiceiului, a felului de a trăi după păcat, în greșeală, exercită o forță care îl ține și îl leagă, așa cum vorbește Scriptura despre aceste lucruri. Dincolo de acest obicei și acest păcat care se impregnează în noi, în felul de a fi, în obiceiurile noastre, în relațiile noastre, în gândurile noastre, în tot ceea ce suntem, zice, trăiați după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului și auziți, care lucrează acum în fiii neascultării. Un om într-o astfel de situație își deschide inima, ogorul celui care lucrează în ogorul inimii, lucrează în fiii neascultării. Iată acest mecanism, angrenaj al firii pământești, al Domnului puterii văzduhului, al lumii în care trăim, care exercită o forță și o presiune a celui ce este mort din punct de vedere duhovnicesc, așa încât îl lasă fără nicio șansă și fără nicio putere de a se scăpa singur din tragedia, din drama aceasta pe care omul o trăiește. Acum, știți că sfatul Scripturii în profeții, în Isaia, zice: uită-te la gaura gropii din care ai fost scos și la stânca din care ai fost cioplit. Ar fi fost o dimineață astăzi în care să stăm la masă cu Domnul și să ne amintim de unde ne-a scos Dumnezeu. Să ne amintim abisul din care am fost scoși, nenorocirea, amărăciunea, cum zice mai jos în capitolul 2, eram fără Dumnezeu, eram fără Hristos în lume, fără niciun drept de a ne apropia de Dumnezeu, trăind în nelegiuire și de-a dreptul prostiți și păcăliți de tot ce înseamnă păcat, Domnul puterii văzduhului, care lucra în inimile noastre, fără nicio o stabilă, fără nicio o margine. De aceea, astăzi, și aș vrea să trecem acum la viață și la felul în care a lucrat Dumnezeu, dar ceea ce învățăm împreună de aici, e că starea aceasta în păcat nu e o glumă. Nu știu dacă sunteți care priviți aici, care n-ați gustat din învierea pe care o dă Dumnezeu, din transformarea pe care o dă Dumnezeu, dar să ai impresia că trăiești și tu să fii mort, asta e o tragedie. Să ai impresia că ești liber să faci ce vrei când tu trăiești în greșeală și în păcat care te leagă, când tu trăiești după Domnul puterii văzduhului și a Duhului care lucrează în fiii neascultării, e o tragedie cu adevărat mare. Dar lăsând deoparte această negură, această ceață groasă, această poveste de care ne amintim doar ca să știm să-i mulțumim și să-l slăvim pe Dumnezeu pentru ceea ce a făcut în viețile noastre, aș vrea să trecem în cealaltă parte și să ne uităm la viața și lucrarea lui Dumnezeu făcută, la intervenția lui Dumnezeu, la harul lui Dumnezeu. O să vedeți, o să recitesc imediat, Apostolul Pavel nu-și găsește cuvintele să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre lucrarea măreață pe care a făcut-o Dumnezeu, repet, în viețile tuturor credincioșilor, dar mai ales în viețile noastre, a celor ce citim Scriptura, e o chestiune personală aici. Acum, dacă vorbim despre viață, există o expresie care caracterizează viața, aici, în cuvântul acesta. Și expresia aceea este în Hristos sau împreună cu Hristos. De la versetul 4 până la 10 spuneam că sunt 7 versete în care Apostolul tratează lucrul acesta. De 6 ori spune că totul s-a întâmplat în Hristos sau împreună cu Hristos. La fel a fost și capitolul 1, în El, în Hristos, avem toate binecuvântările. Dar aș vrea să înțelegem
Ce înseamnă că noi putem eticheta viața aceasta, să-i punem o etichetă și să zicem împreună cu Hristos? Dacă dincoace era întuneric și ceață împreună cu Domnul Puterii Văzduhului, din partea cealaltă, când a lucrat Dumnezeu, când a transformat viețile noastre, eticheta vieții este împreună cu Hristos sau este în Hristos. Și atunci, în ideea aceasta, apostolul face câteva afirmații despre viața împreună cu Hristos, pe care aș vrea să le subliniem. Și aleg în primul rând una dintre ele, din versetul 6. Zice aici, El, adică Dumnezeu, ne-a înviat împreună cu Hristos. Sau versetul 5, aceeași idee, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har ați fost mântuiți. Adică această mântuire din moarte, din păcat, înseamnă aducere la viață împreună cu Hristos. Înseamnă o trecere în partea cealaltă, dar subliniază Pavel, totul s-a întâmplat împreună cu Hristos. Ne-a adus la viață împreună cu Hristos și ne-a înviat împreună cu Hristos. Adică lucrarea ce a făcut-o Dumnezeu în viețile noastre, lucrarea de mântuire, de izbăvire, de zrupere a legăturilor morții, este intim legată de învierea noastră împreună cu Hristos. Și aș vrea să înțeleg care sunt implicațiile acestui lucru. Dacă reținem că am înviat împreună cu Hristos, am fost mântuiți, salvați împreună cu Hristos, vreau acum să vă arăt din capitolul 1, pentru că aș vrea să înțelegem afirmațiile lui Pavel, tot prin afirmațiile lui, din Epistola către Efeseni, și așa o să procedăm cu toate celelalte. Zice, vă spuneam că în capitolul 1 apostolul s-a rugat ca ei să priceapă lucrarea lui Dumnezeu. Ei, unul din motivele rugăciunii a fost să priceapă următorul lucru, în versetul 19 din capitolul 1. Să pricepeți, a zis în 18, care este față de noi credincioșii, auziți, nemărginita mărime a puterii sale, după lucrarea puterii tăriei lui pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus așa de la dreapta sa. Adică zice Pavel, vreau să înțelegeți ce putere a demonstrat Dumnezeu când l-a înviat pe Hristos. Cum și-a desfășurat Dumnezeu, cum și-a etalat Dumnezeu puterea sa la învierea lui Hristos. Dar în acest moment, citind și realizând lucrurile acestea, un fior a pătruns în inima mea, pentru că eu am înviat împreună cu Hristos, spune apostolul Pavel. Deci dacă Dumnezeu și-a desfășurat puterea atunci când l-a înviat pe Hristos și eu am fost împreună cu Hristos, înviindu-mă și Dumnezeu pe mine prin credința mea în Hristos, înseamnă că aceeași putere nemărginită, o mărime a puterii sale, după lucrarea puterii tăriei lui, a lucrat în viața mea. Nici o altă putere n-ar fi putut să lege pe cel tare, cum zice Hristos, să rupă legăturile morții și a păcatului și să ne scoată, să ne ridice la viață. Am înviat împreună cu Hristos, adică puterea lui Dumnezeu, care s-a văzut la învierea lui Hristos, a lucrat în viețile noastre. Slăvit să fie Dumnezeu pentru asta! Sunt convins, pentru că eu însumi am trăit lucrul acesta și pot confirma acea putere a lui Dumnezeu și cum zice psalmistul, tu mi-ai rupt legăturile, mi-ai desfăcut legăturile. A fost o putere mai tare decât cea care ne ținea, care s-a desfășurat în viețile noastre, așa încât să fim liberi. Așa încât să cadă vicii, să cadă păcate, să se ardă răutatea, nelegiuirea, să fim transformați și schimbați. Acea putere a învierii lui Dumnezeu, a lui Hristos, a lucrat în viețile noastre, așa încât noi am înviat împreună cu Hristos. Slăvit să fie Dumnezeu pentru lucrul acesta. Noi am fost luați de sub puterea întunericului, afirmă apostolul. Și puși lângă Dumnezeu. Îmi amintesc
de felul în care spune Cartea Judecători că Samson, când venea Duhul lui Dumnezeu, rupea niște funii neuscate și noi, ca un câlț de ață care se atinge de foc. Acele funii puternice ale păcatului care ne-au ținut au fost rupte ca un câlț de ață de puterea lui Dumnezeu. Aceasta este lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu în viețile noastre. Și dacă spune versetul că Domnul puterii văzduhului în versetul 2 lucra în fiii neascultării, ia uitați-vă ce se întâmplă aici, capitolul 3, versetul 20, iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi, adică nu mai lucrează Domnul puterii văzduhului să-și facă poftele și să stârnească firea și să ne întărâte după mersul lumii acesteia, ci zice, al acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus. Adică puterea lui Dumnezeu acum lucrează în noi, transformă, înnoiește, cercetează. Și apropo de transformarea aceasta, vreau acum să vă atrag atenția asupra versetului 10 din textul ce l-am citit. În aceeași notă a puterii care a lucrat atunci când am înviat împreună cu Hristos, noi suntem lucrarea Lui, zice aici, și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune. Sigur, un pic în traducerea Cornilescu este ascuns adevăratul sens, dar cuvântul lucrare de aici și zidire, care cumva sugerează, se referă la creație, la ceva ce Dumnezeu a creat, la ceva ce Dumnezeu a făcut din nou. Această forță creatoare, despre care zice Scriptura că a făcut toate lucrurile noi în Hristos, a transformat viețile noastre, a remodelat, a dat viață și așa cum zice în profeți, le voi da o inimă de carne, le voi lua inima de piatră și le dau o inimă de carne. Asta înseamnă acea înviere profețită, acea transformare lăuntrică din care piatra se transformă în carne, în inimă, prin puterea lui Dumnezeu. Așa cum în Ezechiel oasele uscate se adună împreună la oaltă și încep să prindă viață, să crească vine și carne pe ele, e sugestia învierii, sigur, de apoi, dar în același timp și aceste învieri duhovnicești, această putere care adună, care transformă, care cercetează. Sigur, acolo Ezechiel se referă și la adunarea poporului Israel, sunt mai multe sensuri ale textului biblic acolo. Dar revenind, atunci când apostolul Pavel zice, El ne-a înviat împreună cu Hristos, a fost momentul când puterea lui Dumnezeu a lucrat în viețile noastre. Slăvit să fie Dumnezeu pentru asta. A lucrat Dumnezeu, a transformat, ne-a făcut făpturi noi și ne-a dat viață. Și pentru asta se cuvine să-i mulțumim și să fim recunoscători lui Dumnezeu. Îmi propun să predic până la jumate, să știți, doar că acasă mă puteți taxa oricând, cum spuneam, și vă mărturisesc că au fost momente în împrejurări când am făcut și eu lucrul acesta, m-am luat și m-am dus pur și simplu, pentru că nu ești în biserică, nu te vede nimeni, ești mult mai liber să faci asta, dar cred și sper ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să ne fie de folos și să rămânem înaintea lui Dumnezeu, în cuvântul lui Dumnezeu. Ăsta e adevărul. Aș vrea să mai subliniem o expresie. El ne-a înviat împreună, dar zice, ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Și socotesc afirmația aceasta complicat de înțeles. Ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Oare ce înseamnă această punere în locurile cerești împreună cu Hristos? Oare se referă la viitor? Tind să cred că nu, pentru că textul este la trecut, la prezent, atinge timpul acesta, deci ne-a așezat împreună în locurile cerești. Noi acum ne socotim
cumva în Hristos, în locurile cerești, sigur, în mod reprezentați de Hristos, evident că nu din punct de vedere fizic, dar oare ce să însemne această așezare în locurile cerești împreună cu Hristos? Repet, am citit, sigur, mai multe interpretări și mai multe lucruri, dar aș vrea să las pe Apostolul Pavel să explice prin celelalte afirmații pe care le face. Din fericire, expresia aceasta în locurile cerești apare în epistolă și ne ajută să o înțelegem. Și revin la versetul 19 din capitolul 1, sau mai degrabă la 20, zice, pe care a desfășurat-o în Hristos puterea, prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa, auziți, în locurile cerești. Adică atunci când l-a înviat pe Hristos și pe mine împreună cu Hristos, ne-a așezat în locurile cerești, dar la dreapta sa. Adică dacă eu sunt, fără să mă silesc prea tare să înțeleg această expresie în locurile cerești, doar să iau de bun ce zice Apostolul Pavel, dacă m-a așezat în locurile cerești împreună cu Hristos, sunt cumva aproape, Hristos i-a așezat la dreapta lui Dumnezeu, aproape de Dumnezeu. Și primul lucru ce îl înțeleg aici și are legătură și face să înțeleagă cu întreg contextul este dacă Dumnezeu m-a înviat împreună cu Hristos și a rupt legăturile păcatului, această așezare în locurile cerești înseamnă împăcare, înseamnă iertare, înseamnă răscumpărare de care a vorbit în capitolul 1. Știți că a făcut grozăvia aceea Absalon, că l-a omorât pe Amnon. Și Amnon a făcut la rândul lui prostie, că a necinstit-o pe sora lui Tamar. Și a fugit Absalon din casa tatălui său și Ioab a mijlocit la David să-l primească înapoi. Și David a fost de acord. Și a venit Absalom acasă. Și David a zis, ai venit, fără să se întâlnească, i-a trimis vorbă, să meargă în casa lui să nu-mi vadă fața. Îl iert, dar să nu-mi vadă fața. Și au trecut 2 ani de zile până când Absalom s-a cerut să vină la tatălui, să stea în fața lui. Ei, Dumnezeu n-a făcut așa. Dumnezeu a zis, îl iert, să stea la dreapta mea împreună cu Hristos în locurile cerești. Să vină lângă mine, că ne împăcăm. Că vreau să stea față în față, că de acum are intrare slobodă la mine, poate să vină oricum la tronul harului și a îndurării, cum zice cartea Efeseni, să vină, să stăm împreună, să stăm în părtășie, să locuim împreună. Nu mai este oaspete, nu mai este străin al casei, zice mai jos capitolul, ci este în casa lui Dumnezeu, din casa lui Dumnezeu. Dumnezeu este Tatăl care în loc să-și întâmpine fiul risipitor și să zică mi-ai distrus averea, m-ai făcut de rușine, te primesc, du-te să nu te văd. L-a primit cu bucurie, l-a îmbrățișat, a făcut masă, i-a dat haină nouă, l-a primit. Ei, această împăcare îmi sugerează versetul acesta, împreună cu Hristos am fost puși în locurile cerești, Dumnezeu ne-a împăcat, Dumnezeu s-a îndurat de noi, a dat dovadă de un har, zice, prin har ați fost mântuiți, prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, să nu se laude nimeni, ne-a primit Dumnezeu în îndurarea Lui. Așadar, ce înțeleg? Dincolo că odată suntem înviați împreună cu Hristos, apoi am fost pus să ședem în locurile cerești împreună cu Hristos, în primul rând această expresie o înțeleg ca o împăcare, o sugestie sau o referire la împăcarea, la harul lui Dumnezeu. Și apoi mai are un sens pe care Apostolul îl dă și îl găsim în capitolul 1, versetul 3, zice, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești, și auziți, în locurile cerești, în Hristos. Adică acele locuri cerești, iarăși, fără frică să greșesc, pentru că iau doar ce spune Apostolul Pavel în epistolă, locurile cerești
e un loc al binecuvântării, un loc al îndurării lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu a revărsat, ne-a binecuvântat în locurile cerești și ne-a așezat acolo, spune Apostolul Pavel, ca voi să fiți răscumpărați, înfiați, să fiți făcuți moștenitori, să primiți Duhul Lui, să vă bucurați de harul și prezența lui Dumnezeu. Și Pavel se străduiește și recitind aceste cuvinte îmi dau seama că n-a știut cum să găsească, din cauza că repetă de atâtea ori, cum să găsească să transmită adevărul acesta mai bine. Versetul 4, de exemplu, dar Dumnezeu care este bogat în îndurare, adică Dumnezeu a fost bogat în îndurarea Lui, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit. Dumnezeu ne-a iubit cu o dragoste mare, cu o dragoste enormă. Versetul 7. Ca să-și arate în viacurile viitoare nemărginita bogăție a harului Său, în bunătatea Lui față de noi. Dragoste, iubire, bunătate, bogăție. Nu știe Apostolul Pavel ce expresii să folosească, așa încât să transmită acest har, această binecuvântare, acest belșug de har pe care l-a revărsat peste noi, cum zice în capitolul 1. Ce bun a fost Dumnezeu cu noi! Ce mare a fost îndurarea lui Dumnezeu! Ne-a înviat împreună cu Hristos, a rupt legăturile, a transformat viețile noastre, nu ca să ne pună undeva deoparte, ci să ne așeze în locurile cerești, simbol al prezenței, al împăcării, al binecuvântării. Și apoi, în timpul cel mai am, vreau să subliniez iarăși versetul 10, o altă afirmație despre viața aceasta împreună cu Hristos, în viață împreună cu Hristos, ședem împreună cu El în locurile cerești, și au zis versetul 10, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus. Zidiți în Hristos. Așa cum spune în Coloseni, voi cum l-ați primit pe Hristos, așa să și umblați în El, înrădăcinați și zidiți în Hristos. Să ai rădăcina și zidirea asta în Hristos. Cu ce sens? În ce scop? Că vreau să înțeleg. Pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele. Dumnezeu a rupt legăturile prin învierea împreună cu Hristos, m-a așezat într-o stare de har binecuvântată prin îndurarea Lui, ca eu să fiu zidit în Hristos, să umblu în faptele bune pregătite de Dumnezeu, adică să ascult. Așa cum Noe a umblat cu Dumnezeu în neprihănire, așa cum Enoch a umblat cu Dumnezeu, eu sunt chemat să umblu în faptele bune, adică să dau dovadă de ascultare. Dacă înainte eram în păcat și în greșeală, acum sunt în Hristos, în faptele bune pregătite de Dumnezeu. Dacă înainte trăiam după mersul lumii acestea și cum dicta și voiul acesta, acum sunt după cum dictează ce a gândit Dumnezeu pentru mine. Suntem chemați să trăim într-o ascultare de Dumnezeu, într-o umblare cu Dumnezeu. Și aici are rost și merită să citesc un verset din Fapte 7:39 ca o atenționare. Părinții noștri n-au vrut să-L asculte, ci L-au nesocotit și în inimile lor s-au întors spre Egipt. Cât de trist ar fi ca odată ce Dumnezeu a lucrat cu așa forță în viețile noastre, ne-a binecuvântat cu așa intensitate, ne-a chemat să stăm zidiți în Hristos și să umblăm cu El, noi în inimile noastre să ne întoarcem înapoi în Egipt. Să tânjim iarăși după libertățile avute odată, după mersul și atmosfera lumii și ce era odată. Ce trist, ce dramatic ar fi să ne încălcim iarăși cu lucrurile lumii, să dăm o parcelă din inima noastră să se bucure cel rău și să-și lucreze voia acolo în viețile noastre. Ce trist ar fi!
În inimile lor s-au întors în Egipt, erau liberi. Erau sub binecuvântarea lui Dumnezeu, cum alte neamuri n-au avut niciodată. Și s-au întors cu inima în Egipt, în loc să umble cu Dumnezeu. Căci noi suntem lucrarea Lui. Dacă vă uitați în noua traducere sau în engleză, suntem capodopera Lui. Lucrarea de artă pe care a făcut-o Dumnezeu, în care ar trebui să se vadă amprenta Lui. Citeam, îmi place mie John Stott, comentatorul, zicea, când oamenii se vor uita la lucrarea aceasta, vor zice, ce măreț autor al ei. Ca să arate în viacurile viitoare nemărginita bogăție a Harului Său, în noi Dumnezeu arată slava Lui. Oamenii să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Dumnezeu, așa ar trebui să arate viețile noastre, fiind zidiți și înrădăcinați în Hristos. Zic ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Închei aici, sigur că uitându-ne la starea de moarte descrisă de apostol, ar trebui să ne amintim de ea, dar să se trezească în noi o recunoștință față de Dumnezeu și față de lucrarea Lui. Ce bun a fost Dumnezeu! Cu câtă putere ne-a scos și aș vrea și să ne rugăm ca acea putere să continue să lucreze în viețile noastre. Cu câtă îndurare și bunătate ne-a binecuvântat Dumnezeu și ne bucurăm și cum ne cheamă să umblăm împreună cu El zidiți în Hristos și pe fruntea noastră, pe eticheta vieții noastre, așa cum scria pe tunica preotului, sigur, alte cuvinte eu o aduc în contextul nostru, împreună cu Hristos. Așa să ne ajute Dumnezeu și în vremurile acestea mai speciale, mai dificile, noi să trăim împreună cu Hristos și alături de Dumnezeu.